Municipalitatea continuă să caute de câțiva ani buni soluții eficiente pentru reabilitarea uneia dintre cele mai deteriorate clădiri, aceea în care funcționează dispensarul policlinic. Conducerea spitalului susține că acest lucru este îngreunat de faptul că în clădire funcționează cabinete private, cabinetele spitalului și birouri ale Direcției de Sănătate Publică. Știți foarte bine că acea clădire, Casa de Cultură, are un anumit regim, la fel și Policlinica Romașcan are un anumit regim, atât de administrare cât și de folosință. Acolo e cam complicat că dacă s-au vândut 20% din spații, parte din spații sunt într-o administrare gratuită a altor instituții, iar o parte este în administrarea noastră, singura instituție care investește acolo și care investește cât de cât întreține acea clădire este Spitalul Roman. De aceea e să face un efort în momentul de față de a așeza la masă și de a se implica toți cei care utilizează policlinica și de a-și da mâna să putem realiza acest proiect. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, cei care s-au rezolvat problema având un cabinet privat și au igienizat acolo înăuntru și au pus centrală și nu mai interesează ce se întâmplă în exterior, că dacă se sparge un geam, dacă se strică o ușă, dacă se sparge o instalație, nu are nimeni nicio problemă acolo, doar noi trebuie să intervenim, să reparăm. Absolut nimeni nu intervine. Ei, acest proiect asta vrea, să găsească baza legală de a putea investi acolo, pentru că instituțiile publice nu pot interveni în zona privată nici pentru proiectare, nici reabilitare. Și asta, în momentul de față, primăria a comandat acest proiect. Am înțeles că urmează să perfecteze documente, să perfecteze actele, contractul pentru proiectare, în ceea ce înseamnă reabilitare și hidroizolație și partea de instalație termică. Iar asta ar fi prins aici în proiect, mai puțin instalația electrică, care ar face obiectul unui alt proiect. Deși se recunoaște că imobilul în care funcționează dispensarul policlinic este una dintre clădirile care lejer ar trebui supraimpozitată prin vestita taxă pe ruină de 500%, lucrurile sunt greu de urnit pentru că proiectul de reabilitare a clădirii este unul extrem de costisitor. Dispensarul policlinic a fost construit în anii 1972-1973 și nu a suferit de atunci nici o reparație capitală.